Motive de îngrijorare legate de ceea ce ne aduce inovația sau inovația ne poate ajuta să fim cu toții mai buni, să mergem către un viitor mai sustenabil. Cumva încerc să fac legătura către ceea ce urmează astăzi la Biz Innovation Forum, pentru că următorul nostru invitat este Matei Dumitrescu, General Partner Roca X, Founder Commons SL, Vice President Tech Angels România, și vorbim despre Green Tech, the new kid on the block, tehnologiile verzi care vor stârni cel mai mult apetitul investitorilor în 2023. Vă invit pe scenă. Bună dimineața, bine v-am găsit! Să vorbesc mai aproape, să se audă mai bine. Am nevoie doar de un clicker și încep. Da, am venit și eu să vă vorbesc despre inovație, să încep dimineața asta cu inovație, dar nu despre inteligența artificială sau tehnologie sau ce ar crede majoritatea oamenilor că înseamnă inovație. Eu cred că inovația este să găsești soluții simple la probleme complicate. Inovația autentică înseamnă să rezolvi probleme grave. Și avem o grămadă și de aceea încurajăm inovația. Încurajăm soluții pentru aceste probleme. Și bun. O să vă vorbesc din prisma experienței mele de investitor, de om care s-a ocupat de accelerare, de multă vreme de accelerare de startup-uri și care a fost foarte implicat în domeniul de impact. Și mă atrage și mă apropie foarte mult activitatea mea de investiții, de zona asta verde, de inovație în domeniul impactului. Un pic despre acest domeniu, ce înseamnă asta, ce înseamnă Impact Venture, ce înseamnă o companie care adresează aceste probleme ale societății sau ale mediului. Înseamnă startup ca oricare altul, dar care are ca misiune declarată, în afară de a crește și a face profit, să aducă și un impact real în societate sau în mediu, să abordeze niște probleme adevărate. Ce înseamnă impact investing? Înseamnă același lucru care înseamnă investiția în startup-uri, doar cu ceva on top. În afară de profit, în afară de multiplicatorii, înseamnă și un impact măsurabil. Impact măsurabil în rezolvarea acestor probleme ale noastre. În principiu, este vorba despre creare de valoare și este vorba despre o creare de valoare mai mult decât crearea de valoare economică. Crearea de valoare economică are un traseu foarte simplu. Un startup, o companie, creează un produs, un serviciu de care are nevoie clientul. Clientul plătește bani, compania face profit, investitorul câștigă bani din faptul că acea companie crește. Dar o inovație aici în domeniul de impact este puțin contraintuitivă, dar sunt exact externalitățile pe care le are un startup de impact. Impactul social, impactul de mediu. Și eu aș da doar un exemplu că în momentul în care ai un startup care adresează o problemă socială, costurile tale de marketing vor fi mult mai mici. În momentul în care ai o companie care are o amprentă negativă asupra societății sau a mediului, atunci costurile tale de marketing sau de promovare vor fi uriașe ca să îți acoperi acest impact negativ. Trebuie să ne gândim aici din prisma acestor concepte de business case, investment case, impact case. Ca să faci un business case, trebuie să-ți fie ție ca proprietar de business, să-ți fie bine, să-ți meargă bine, să fii profitabil, indiferent de ceea ce faci în rest, indiferent de ceea ce faci pe partea de investiție. Din punct de vedere al unui investitor, investitorul caută investment case-ul, caută ca banii lui să genereze un impact în business și să îi se multiplice. Este un alt caz, e un alt fel de business. Businessul lui este să multiplice banii. Businessul antreprenorului este să aducă valoarea către client și să primească cash de la client să fie profitabil. E, mai mult de atât este impact case. Cine este impact investor sau impact startup caută să existe un return și pe partea asta de social sau de mediu. De ce vă vorbesc eu despre astea? Pentru că acum 10 ani
m-am ajuns oarecum întâmplător în Viena, într-un context în Investment Ready Program, cel mai mare accelerator de impact din regiune, și acolo am prins primele informații și primul vibe despre ceea ce înseamnă impact. Foarte la început, pe vremea când nu se prea auzea de aceste lucruri. Și în timp, în ani de zile, a crescut acest program. Mi-aduc aminte că eram la Viena în 2013, într-o cămăruță atâta întunecată, trei investitori care erau, de fapt, nu prea erau investitori, și ăla era Demo Day-ul cu 10 startup-uri, se povesteau niște prostii. În anul trecut s-a întâmplat la Palatul Imperial Hofburg din Viena, cu 400-500 de invitați, toți actorii importanți din ecosistem, președintele, fostul al Austriei, cancelarul, și nu este vorba aici despre cât de mare și de bun este Investment Ready Program sau cât a crescut, este vorba de cât a crescut domeniul și interesul investitorilor și faptul că investitorii au găsit o nișă foarte importantă, un domeniu care poate să crească foarte mult, la fel ca Software as a Service sau poate și mai bine. Și de ce? Poate Software as a Service are o scalabilitate mai mare, impact, adresează niște nevoi reale. Și când adresezi nevoi reale, atunci se naște acel willingness to pay, acel concept de care ajută evident la profitabilitate și la creștere. Întors pe aici, am ocupat de investiții foarte mult și în RocaX, unde sunt general partner, după cum au prezentat colegii, am descoperit la un moment dat, anul trecut, făcând o analiză în portofoliu, că deși suntem un fond de investiții generalist, investim în startup-uri tech, de obicei, am descoperit că jumătate din portofoliu este de impact. Sunt foarte mândru că avem startup-uri de impact pur în portofoliul nostru, inclusiv, chiar acum este o campanie la Bonap, aplicația care ajută la combaterea risipei alimentare și este foarte folositoare, foarte pe val, raportează, în afară de profitabilitate și de creștere, raportează tone de food waste salvate, CO2 salvat și tot așa. Putem, prin investiție financiară, să ajutăm și la impactul acesta. Și mă ocup, pe de altă parte, și de accelerarea startup-urilor foarte mult. Și în toate acceleratoarele în care am lucrat și pe care le-am creat, încerc să pun această pălărie de impact. Astfel încât toate startup-urile să știe acolo că, indiferent dacă lucrează în PropTech sau în software sau în whatever, să aibă această conștiință că trebuie să existe noțiunea de impact. Trebuie să se uite și după niște criterii de impact. Cum companiile mari se uită după ESG să respecte toate standardele noi, așa și startup-urile trebuie să aibă de la naștere să aibă un purpose. Nu poți ai purpose-ul să faci profit, trebuie să ai purpose-ul să rezolve o problemă. Trebuie să ai purpose să rezolve o problemă serioasă, gravă, care afectează multă lume și așa va veni profitul. Să ne întoarcem un pic la problemele care sunt în fața noastră. Și din nou nu vorbim de inteligență artificială, deși asta poate să rezolve anumite probleme. Sunt probleme, este problema climei, de care toți auzim, de vai ce nasol este, dar e departe, acolo la ei, unde stopește calota polară, nu ne afectează pe noi. Dar, pe de altă parte, ne afectează. Așa este, nu aș putea să spun, pentru că nu sunt un om de știință, să verific, să fi mers acolo, să văd că s-a topit și ce efecte are, dar ceea ce spun oamenii de știință este că ne afectează. Și ne afectează în cele mai nebănuite feluri. Ne afectează din cauza, de exemplu, că în Siria au fost 7 ani de secetă înainte de problemele lor. 7 ani de secetă în care fermierii au dat faliment. Nu a mai crescut nimic pe câmp. Ce au făcut? S-au dus la oraș. S-au dus în Damasc, au creat ghetouri, că n-aveau ce să facă, au rămas oamenii care munceau joburi de astea cu preț mai, cu wage-uri mai mici în Damasc, au rămas mai săraci, că au avut concurență, au început să se certe, să se radicalizeze, s-a ajuns la război civil, apoi la migrație masă, apoi la terorism. Există o legătură, pornită de la schimbările climatice la ceea ce s-a întâmplat într-o țară cu 20 de milioane de oameni. Și pe tot mapamondul, cam 300 de milioane de oameni, dacă nu mai mult,
depind exclusiv de agricultură, în zone care sunt în pericol. Să ne ducem dinspre climă către social. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în viitorul foarte apropiat cu sistemul de pensii. Ce impact va avea în societate, în economie. Știți că este pe traiectorie de colaps. Și sunt domeniile tradiționale. Sănătate, educație, agricultură. Dar aici există oportunitate. În sănătate înfloresc clinicile private. În educație, școli. O grămadă. E un business bun. Chiar e Blue Ocean la noi. Agricultura, vedeți. Agricultura organică, produs cu valoare adăugată mai mare, verde. Sunt multe probleme, toate astea de care discută Națiunile Unite și pe care trebuie să le rezolvăm până în 2030, dar nu o să le rezolvăm. Dar conform unui studiu de-al lor din ultimul an, ar costa foarte mult umanitatea, guvernele, autoritățile, ar costa 2,4 trilioane de dolari să rezolve aceste probleme, toate, anual, pe an. Ok. Ce înseamnă asta? Că cine le rezolvă o să facă 2,4 trilioane de dolari pe an. Gândesc ca un investitor. Pentru investitor, problema înseamnă oportunitate. Și oportunitatea este acum, aici există. Este nevoie de inovație în acest domeniu ca să fructifice această oportunitate, pentru că există și niște forțe puternice care trag de oportunitatea asta. Este willingness to pay, de care v-am vorbit mai devreme. Este o problemă. Problema e gravă. Te doare? Cumperi medicament. Dacă avem probleme care afectează și au un impact negativ, măsurabil și dureros asupra beneficiarului, guvernului, oricui, se va plăti pentru rezolvarea problemei. Sunt normele, reglementările, legile care ne împing acum să ne transformăm de la startup, de la felul în care ne colectăm gunoiul până la felul în care conducem corporații, să fim mai verzi și mai responsabili. Este o presiune, este un must, este cum a fost GDPR-ul, trebuie să plătești pentru el. Deci se vor mișca bani în zona asta. Plus, este trendul ăsta de public awareness care împinge demand-ul, cererea. Din ce în ce mai mulți tineri își cumpără mașini electrice, mănâncă bio. Îi considerăm hipster, dar mișcă piața cu totul. Ești hipster? Nu. No. Bun. Consider că este un moment în care acum se schimbă lucrurile. Este momentul în care valul este aproape de vârf și merită călărit valul oportunității acesteia. Și nu este nimic urât în a vrea să profiți de acest lucru. Se pot face și profituri și în același timp se poate crea și impact. Crearea valorii este strâns legată de rezolvarea unor probleme. Crearea valorii îți aduce profit. Cum spunem când facem un fond de investiții de impact, că facem profit with purpose. Oportunitate pentru toți antreprenorii care vor să inoveze în domeniul de impact, în social, în domeniul de mediu. Sunt investitori mulți care investesc în asta. În principal companii de asigurări sau fonduri de pensii sau autoritățile în Europa foarte mult prin European Investment Bank, European Investment Fund, canalizează bani către zona de impact și se dorește crearea a cât mai multor astfel de fonduri. Fondurile de impact nu sunt, așa cum ați putea crede, niște societăți caritabile. Nu, realizează randamente comparabile cu ale industriei. Randamentele lor comparate sunt pe acolo și în creștere. Și în ultimul rând, ce vă spuneam, uitați-vă un studiu al Global Impact Investors Network, că dorința de cumpărare are niște caracteristici care au apărut în ultimii ani și nu erau înainte. Înainte, oamenii considerau că business-urile fac business ca să facă profit, ca să producă, ca să vândă. E, acum, majoritatea milenierilor cred că
businessurile trebuie să îmbunătățească felul în care trăim în societate. Să facă inovație. Cum spune și teoria schimbării, suntem într-un punct în care ar trebui să ne schimbăm. E nevoie de asta. Important este că am ajuns la momentul în care putem și avem oportunitatea asta. Și dacă avem oportunitate să facem și bine, să facem și bani, înseamnă că vrem și putem să acționăm și să inovăm împreună în acest domeniu. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult, Mihai Curan, pentru prezentare. Noi continuăm Biz Innovation Forum cu foarte multe teme interesante, invitați și lucruri de dat mai departe. Așadar, pentru cei care ne urmăresc de la distanță, de acasă sau de la birou, fiți generoși cu butonul acela de share.